Salut dragii mei, eu sunt Luigi, iar în minutele următoare veți urmări partea a doua a update-ului 21.0 Blestemul Reginei Șarpe. În a doua hartă din Iohara, pe lângă pasul Ilad, mai avem și un altar misterios, prin care, cu ajutorul unui permis de trecere misterios, vom ajunge în temnița misterioasă, deci triplu mister aici, doamnelor și domnilor. Permisele misterioase vor putea fi dropate la monștri și metine și vor putea fi găsite de asemenea, cel mai probabil, în item shop. Noua temniță va avea aspectul unui labirint, respawnul monștrilor va fi rapid, iar aceștia vor avea elementele întuneric sau gheață. Valorile sungma ale temniței sunt afișate pe ecran. Toți monștrii din temnița misterioasă sunt de tip uman și sunt agresivi. Dropul include arme, cufăr carte însoțitor, biscuiți cu proteine, materiale pentru a crafta noua armură și noile cufere perfecte de talismane, coliere și cercei, alături de cheia perfectă pentru a deschide noile cufere. Noua temniță va avea și un boss, călugărul misterios, care va apărea random în temniță și care va respawna cu unul dintre cele două elemente găsite în temniță, întuneric sau gheață. Dropul acestuia va cuprinde pietre plus 4, cufăr carte însoțitor și permise misterioase. Talismanul misterios este o versiune îmbunătățită al celui din continentul Iohara, va putea fi purtat doar de la nivelul 120, îmbunătățit până la plus 9 și va putea avea bonusurile 6-7. Acest talisman misterios poate avea un bonus random sungma și un bonus elemental ca și cele precursoare din versiunea 20.4, dar spre deosebire de acestea, talismanul misterios este doar de un tip, bonusul sungma cel poate avea fiind random și partea cea mai interesantă este că bonusurile acestuia sunt mai bune decât cele din versiunea 20.4. Acest talisman va putea fi craftat la altarul misterios și veți avea nevoie de talismanele vechi din versiunea 20.4 plus pietre misterioase. Acest talisman nu va dropa nicăieri și îl veți putea obține doar craftându-l sau eventual cumpărându-l dacă o să fie comerciabil. Dragii mei, aici încheiem partea a doua a update-ului 21.0 Blestemul Reginei Șarpe. Foarte, foarte multe lucruri noi și misterioase. Update-ul va avea loc cel mai probabil pe data de 23 februarie 2021. Țineți cont că acesta este un server beta, iar varianta finală poate suferi modificări. Dacă v-a plăcut acest videoclip exclusiv cu Metin 2, nu uitați de like și subscribe. Eu am fost Luigi, sănătate!